Mă numesc Lungu Iorghe, membru columbofil la Sibiu. Cultiv porumbei din anul 1970, după ce m-am eliberat din armată. Și am îmbrățișat fondul și maratonul, etapele mai lungi. Pentru asta mi-am procurat porumbei de origine care zboară pe distanțe lungi. În anii 75 am cumpărat de la Cluj o crescătorie de la un bătrân, care probabil nu mai este acum, numai cu porumbei de maraton. Cuivinoa, Delbar și porumbei de Stichelut, de la Descamp Van Hassen. Porumbei foarte bun cu care am obținut în 97 deja locul întâi național la maraton. Și am continuat cu rezultatele bune până în anul 2000-2001, când am avut și la Olimpiada Sud-Africa porumbei cu rezultate notabile la maraton. În 2002 am mai avut locul 1 și 2 la maraton național, tot cu porumbei de origine ce am cumpărat de la Cluj, Vivina, Van Asten, Delbar. Ulterior mi-am adus porumbei de la, după Revoluție, din Belgia și Olanda, de la Thomas Peters și Emil Denis. Porumbei cu care, la fel, i-am cuplat cu cei vechi și am obținut rezultate în continuare foarte bune. Prin anii 80 am cumpărat de la Demeter, Laszlo din Sfântul Gheorghe, toată crescătoria de porumbei, în frunte cu pereche de porumbei original Marta Vanghel, care au fost foarte buni, și descendenții lor, pe care i-am combinat cu linia veche pe care o aveam. Am și acum în crescătorie sângele ăsta de Marta Vanghel, care este foarte bun și se pretează la distanțele care le zburăm noi, fond și maraton. Și pe ăștia i-am înmulțit, pe ăștia îi cultiv mai departe, care mi-a dus satisfacție. Actualmente am mai introdus și porumbei de la băieți care au dus din Olanda, de la Gerard Van Tuyl, de la Jelema, porumbei care sunt foarte bune și se cuplează bine cu linia veche. Porumbei cu care pot să fac și salturi de la 450 până la 1000 de kilometri. Pe ăștia îi mulțesc, anual scot pui, cam 100 de pui pe an și pe care caut să-i mențin în perfectă ordine, adică stare de sănătate. Când sunt în cuibar, aproape de înțărcat, îi vaccinez cu la sota și după ce i-am înțărcat, îi vaccinez cu Columbovac. În felul acesta nu se îmbolnăvesc de paramyxoviroză, care este o boală foarte periculoasă și care atacă în general tineretul. Și dacă îi menții sănătoși, toamna îi trimit la zbor, cu asociația, îi zburăm în direcția Polonia, pe la Satu Mare,
uneori pe Valea Mureșului, spre Arad, și porumbei bine să cunoască ambele rute de zbor. Atunci când izburăm la matur peste graniță, să cunoască traseul. Mi-am cumpărat și ceas de cronometru, de ăsta performant, Benzic Life, cu care mă registrez porumbei când vin de la zbor. E o ușurință mare. Porumbeii, când sosesc, îi înregistrează ceasul și îi transmit pe telefon. Și la asociație, și nu mai trebuie anunțați de noi. Mâncare ce le dau la porumbei este mâncare la sac, din asta românească, care e foarte bună, are multe grăunțe mărunte, mazăre, floarea soarelui, porumb și puțin grâu, și se dezvoltă puii foarte bine. Și în perioada zborurilor le mai dau la maturi și niște suplimente, ca alune și un pic de cânepă. În apă le mai pun toliamin, belgasol, pentru recuperare. Asta e părerea mea, că e foarte importantă recuperarea când vin de la curse. Trebuie recuperat bine, că altfel la următoarea etapă nu mai fac față. Fiind așa o rută de grea, în Polonia, au nevoie să fie recuperați, să fie sănătoși. Pentru ca tratamente îi tratez de trihomonoză, salmonella iarna și în timpul cucursului pentru căi respiratorii. În curând vor începe etapele de antrenament, pe urmă etapele de concurs pe anul 2023. La start mă prezint cu în jur de 100 de porumbei, toți maturi, adică o mică parte și tineretul din toamnă, care a rămas 2022, iar restul sunt porumbei maturi. Am aici câțiva care sunt din lotul de zbor. De exemplu, aici avem un mascul care va participa și la fond și maraton. Origine Gerard Vantuil, reprodus la mine. Este un porumbel foarte frumos, foarte bine făcut. Din 2021. La 2 ani eu îi trimit la maraton. Fond și maraton. Să vă mai arăt unul care tot așa e din lotul de zbor. Anul trecut un maraton palmares pe 2 ani. Are 6 etape de maraton în Polonia, toate clasate. Originea lui este Müller cu Sam de Jong. Porumbelul este din 2020, mascul. Și ăsta e foarte bine făcut. Robust, încheiat bine, puternic, ca să poată zbura 1000 de kilometri pe zi. Și mai este unul, am adus doar 3 așa, de tot din lotul de zbor.
este Marta Vanghel cu Emil Denis. Ăsta e mai tânăr cu una, în 2021. Încă nu s-a făcut cipuirea, nu le-am pus cipurile pe picior, că e la tehnic. Tehnicul pe asociație și acolo e ordine. Ne face pe rând, cum are și el timp. O să fie dotat și cu un cip pe piciorul stâng cu care va concura. Ca metodă de zbor, îi zbor plombei la natural și fiind specialitatea lor fund și maraton, cred că se pretează mai bine să aibă o situație de cuib, să aibă la ce să tragă să vină acasă. Că dacă ar fi la metoda văduvie, să mai rătăcesc. Ei, uită, la etapele de fond și maraton, petrec mai mult timp în mașină și mai uită de casă. Și uită că, zice, trebuie să vin acasă, dacă-ți văd ubi. Puii nu-i selecționez la mână, decât așa, să-i observ care sunt bine, care nu sunt prea bine. Coșul îi selecționează. Îi bag la coș și atunci vedem care sunt buni sau răi, mai puțin buni. Că la mână așa te poți înșela. Ei la coș se selecționează cel mai bine. Așa am făcut mereu de când mă știu. Coșul e cel mai bun selecționer. Introduc după ce zboară, fac rezultate și sau dacă achiziționez un porumbel străin, mă informez despre el, din ce linii de porumbei face parte, că dacă a avut rezultate, neamurile lui la crescătorul respectiv, numai atunci îl achiziționez. Îl verific un pic ca originea. Și îmi dau seama repede dacă am făcut o achiziție bună sau nu, combinându-l cu de-ai mei și dacă nu se comportă la fel sau mai bine, îl înlătru, nu-l mai țin.